Ghicești și călătorești cu Europa FM. A sosit momentul concursului nostru de vară, Ghicești și călătorești, în care noi pitim un tichet de vacanță într-un loc de pe pământul ăsta mare. Voi trebuie să-l găsiți adresându-ne întrebări succesive și câștigați în felul acesta 1000 de euro în momentul în care aflați exact locul precis în care se află biletul. 0372069599 este numărul de telefon la care spectacol. Vă așteptăm cu întrebări năstrușnice și ce pot să vă spun e că biletul de vacanță a fost pitit de rândul ăsta de către mine. Da, deci avem să șanse să și aflăm de, chiar de la el unde l-a pus, da. Pentru că s-ar putea să-i scape. Ziu în Buzău. Ceva de genul. Și avem deja un temerar pe Ciprian. Salut, Ciprian! Salut! Ciprian, să trăiești, Ciprian! Ce mai faci tu? Iată, ești primul protagonist al unei noi ediții Ghicești și călătorești. Stai, doar că l-am întrebat serios. Ceva serios. Ce mai faci la mine? Ce să fac? Bine. Sunt în timpul liber orarului de muncă. Și acum deci un val de mesaje. La muncă, exact. Nu l-am participat la concurs. Unde lucrezi, Ciprian? Nu poți să spun. Lucrez de acasă. Am înțeles. Da. Nu-i rău, deci, nu-i rău. Deci te-a pus să dai cu aspiratorul. Cred că da. Bine, domnul Ciprian. Din ce oraș ești? Din Tunari. Orașul? Da, e oraș. E oraș Tunari? Da. E serios? Da. Da, e aici și lângă mine. Eu stau la comună. Pipera, exact. Corbeanca trebuie să devină oraș. Nu merită, îmi pare rău. Să facă trotuare mai întâi. Da. Gata, Ciprian, spune. Da, vrei să pui întrebarea, ce da? Ce întrebare ai tu pentru noi? Păi... M-a luat prin surprindere, nici măcar nu m-am pregătit. Bine, ai sunat tu? A sunat așa ea, nu la mișto. Dacă, da. Eu hai dacă formez numărul ăsta de telefon, ce se întâmplă? Dar ce? Ia uite. Suri și închid. Suri și fug. Bine, haide să începem atunci cu o întrebare așa mai generală. Locația tichetului de vacanță este cumva în Europa? A început bine. Da, a început foarte bine, răspuns corect, da. Hai. Ok. Hai că se ghicește mâine. Da, deschizător de drumuri. Și acum se restrânge căutarea. Au rămas 52 de... Exact. Țara este cumva în Balcani? În Balcani nu e, nu. Da, mulțumim foarte mult. Interesant, mulțumim, Ciprian. Da. Deci în Europa minus Balcani. Îl avem acum pe... Vezi că lumea trage spre... Ori e cântărețul Nana, ori e doamna Nana. Stai. Deci... Lumea trage... Dragilor. Lumea trage spre Grecia, dar e știi, le e rușine să trebuie direct Grecia. O iau mai pe... Știi, e cumva în Balcani. O mai pe departe. Bună, Nana. Păi da, mai bagi acolo și... Pup, dragilor. Bună. Ce faci, Nana? De-abia ce-am făcut ochi. Da, foarte extraordinar. Și primul lucru, ai pus mâna pe telefon. Suntem, da, vai de capul nostru. Suntem deja la jumătate păi zile. Dacă nu reușesc să vă prind spre finalul concursului, măcar la început să măcar la început, Nana. Tot e bine. Nana. Ai auzit ce a întrebat Ciprian, da? Da, da, da. Aceeași întrebare voiam să pun și eu. Păi mai pune o dată. No, mulțumesc, sunteți drăguți. Păi, ce zicem? Da, și mergi mai departe. Este într-o capitală. Mișto abordare. Da, 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 da. Da, cine s-ar fi așteptat? Foarte bună întrebarea ta, Nana. Va ajuta mulți concurenți de acum înainte, dar pe tine, păi, din păcate... Măcar te ajutăm să nu încurcăm. Corect. Să nu încurcăm, da. Nu. Nu. Nu este într-o capitală. Deci toate capitalele europene s-au dus toate capitalele plus și Balcanii în integralitatea lor. Da. Și acum să vedem ce zice și Patricia. Oh,
Bună dimineața! Bună, Patricia! Ce fericită e Patricia! Luca, era gata, păi da, dacă nu, vorba doamnei, dacă n-am putut intra atunci când se câștiga, cam acum la început. Da, sigur. Am intrat în primul rând să-i urez sănătate lui George. Să știți că vă mulțumește. Mulțumesc! Haide, mă, că zi ceva! Și... și ce faceți voi? Că voi tot ne întrebați pe noi, ce să voi? Facem? Păi ce să facem, Patricia? Uite, cu George ăsta ne face numai probleme. N-ai văzut, eu dau ore exacte, citesc concursuri. E vai de situația noastră. Luca se adaptează la noului rol. Mai devreme, după ce a pus întrebarea, a zis, gata, s-a terminat, trecem pe telefon, că am niște mesaje de citit aici. Eu acum încerc să țin de vorbă pe Luca, poate zice, zi, nu știu ce, știi de obiceiul lui. A, păi nu, mai gata, că acum sunt, m-au învățat minte, Patricia. Numai că i-au trecut emoțiile. Da. Acum cred că ești ca un arici. Ca un arici, da, dar fără ace. În rest, rotunjor, da. Ca un arici mai chel. Hai. Iar mă mai țineți de vorbă, că nu mai știu ce vreau să întreb. Adună-te și... Da, știu, haideți să împușcăm doi iepuri odată. E în peninsula Iberică? Și care e al doilea iepure? Adică... Păi sunt doi iepuri în peninsula Iberică, Vlad. Iepurele spaniol, cât și iepurele portughez. Ala, asta exact. Minus capitalele. Dacă mai socotim și Balcanii, deja avem probleme mari. Au ei pe țări, adică... Cam așa. Patricia nu este nici în peninsula Iberică, dar oricum s-a restrâns foarte mult aria de căutarea tichetului de vacanță. Probabil poi mâine. Hai, vineri! Îl dăm. Așadar, vă așteptăm și mâine la Ghicești și Călătorești. Trezește-te în cel mai bun mod. Best morning ever. Asculți Deșteptarea. First thing I turn on in the morning to wake me up. La Europa FM.